Intră cineva în biserică ca să-și plece genunchii și inima lui se umple de lucrare dumnezeiască și îi se veselește sufletul împreună cu Domnul, ca mireasa cu mirile, după cuvântul prorocului Isaia care zice, În ce chip se veselește mirile de mireasă, așa se va veseli Domnul de tine. Cineva se întâmplă ca toată ziua să se îndeletnicească cu treburi, dar se dă pe sine și un ceas la rugăciune și atunci, prin rugăciune, omul cel dinăuntru este răpit într-o nemărgenită adâncime a veacului aceluia, într-o dulceață multă, încât îi se uimește toată mintea, fiind înălțată și răpit acolo. Căci în vremea aceea gândurile uită cugetarea aceasta pământească, pentru că ele se umplu și sunt robite de cele Dumnezeu și cerești, într-o lucruri nemărgenite și neînțelese, într-o oarecare minunce, sunt cu neputință a se grăi cu gura omenească. Căci în ceasul acela se roagă și grăiește, o, de s-ar fi dus și sufletul împreună cu rugăciunea.